Cum reușesc? Este simplu. În general, unei femei trebuie să oferi ceea ce își dorește și întotdeauna le găsi femei diverse care își vor dori foarte multe lucruri diferite. E foarte greu să ai o relație cu două femei în același timp. Dar trebuie să încerci să găsești două femei diferite, care să aibă pasiuni diferite, să meargă în locuri diferite. În general, e bine să alegeți una care este mai elegantă, care iubește copiii și alături de care să-ți întemeiezi o familie, care să fie o persoană serioasă. Dar și cealaltă relație trebuie să o iei în considerare, pentru că este o aventură pentru tine. Este relația în care tu mergi și vizitezi locuri diverse, dar bineînțeles că mereu te vei întoarce la prima relație unde ai un copil, ai o familie și ai și o situație financiară foarte bună, de asta ți le permiți pe amândouă. Este normal. Așa, scuze. Este normal, dar trebuie să mare grijă cu mâini. Pentru că familia trebuie să aibă tot ce este necesar, dar în același timp, cealaltă parteneră, de multe ori ceva, se cade, da, asta e viața. A fost alegerea ta să ai două relații în același timp. Este foarte complicat, pentru că trebuie să găsești mereu scuze ca să mergi de la o relație la cealaltă. Motiv pentru care alegi un domeniu de activitate foarte amplu, gen eu, de exemplu, mă refer sportiv, pentru că am foarte multe turnee și cerc foarte mult și atunci nu există semne de întrebare de ce ești acolo, de ce faci asta, cu cine ești. Ești pur și simplu la antrenament. Ok, există și situații limită în care nu mai știi ce să faci și atunci te comporți efectiv ca o bufniță, te stai bol și te gândești ce ai putea să faci. De cele mai multe ori nu-ți dai seama și atunci citești o carte. Sper să găsești un răspuns. Nu se întâmplă. Dar starea asta va trece la un moment dat, pentru că la urmă urmei ai două partenere și una te va ajuta să treci peste. Ce este, cred că, cel mai important să te gândești de la relația ta principală, și anume familia, unde te așteaptă mereu un pat călduros și unde tot timpul este bine, ești fericit, te simți împăcat cu tine, deși... Gata.